Aflată la hotarul cu municipiul Câmpulung, comuna Lerești excelează la capitolul infrastructură modernă. Confortul locuitorilor, cu mici excepții, este asigurat mai bine decât într-o zonă urbană. Localitatea se bucură de rețea de apă și canalizare, drumuri moderne, iluminat public și rețea de gaze. La începutul acestui an s-a făcut recepția la rețeaua de canalizare realizată pe fonduri guvernamentale. La ora actuală, doar câteva străzi nu beneficiază de această facilitate. În acest an și pentru acestea s-au prevăzut bani în bugetul local și cu ajutorul Consiliului Județean vor fi racordate la rețeaua de canalizare. Am mai găsit încă câteva, cum să spun, bucăți de uliță, de străzi unde nu avem canalizare, dar am bugetat pentru a realiza proiectul, documentația de avizare a lucrărilor de investiții, urmând că după ce avem proiectul și sumele, aprobarea indicatorilor tehnico-economice prin hotărâre de Consiliu, să bugetăm, am păstrat o rezervă și în excedent pentru realizarea și vreau ca anul acesta să le facem și pe aceste străzi, să introducem canalizarea, poate și cu cofinanțare de la Consiliul Județean. E vorba de pe o bretea pe strada Țarină, la ulița acolo, la punctul Cornel Dragomir, strada care face legătura între Valea Mărului și strada Rolo Cotenen Dumitru Lazea. Mai avem la intrare în Lerești porțiunea de la vulcanizare și până la service, unde n-a fost prinsă în canalizare, în niciun proiect, și facem extindere și acolo și încă mai zis, încă două, trei străduțe pentru canalizare. Deci vreau să prindem absolut să fim 100% cu canalizarea. Anul acesta, satele Lerești și Voinești vor beneficia de rețea de canalizare și apă în proporție de 100%. Nici satul Pojorâta nu a fost uitat de edilul localității Lerești și chiar dacă proiectul executat pentru introducerea de apă și canalizare nu a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, se caută soluții ca lucrarea să fie dusă la capăt. Avem și proiectul studiu de fezabilitate la extindere rețea de apă și canalizare în Pojorâta, până acolo sus la începerea, la Râușor, la Valea Ursului, cum se spune. Finanțare? Eram prins în acel program în FDI, acum s-a suspendat. Valoarea lucrărilor și a proiectului este undeva la 3.600.000 de lei, cu racorturi individuale la fiecare proprietate, și de apă și de canalizare în Pojorâta. O să vedem, ori un PNDL 3, ori prin fonduri europene, dar vom găsi variante ca să găsim sursa de finanțare. În același context de modernizare a localității Lerești, s-au prevăzut bani pentru extinderea rețelei de gaze.